Da, bună ziua. Știrea zilei este că o femeie a născut pe stradă, ajutată de echipajul de pe o ambulanță, după ce ar fi fost refuzată de Spitalul Urziceni, după cum a scris luni pe Facebook ambulanțierul Marian Iordache. Și citez din postarea domniei sale: săptămâna începe cu o nouă viață. În această dimineață, în jurul orei 6, echipajul 97 al SAJ Ialomița, sub stația Urziceni, a asistat la naștere o tânără de 24 de ani, mama celei de-a treia fetițe perfect sănătoasă. Felicitări mamei, felicitări colegei mele, Gabriela Dobra, pentru profesionalism și implicare. Postscriptum, aș atribui o mare bilă neagră Spitalului Municipal Urziceni pentru dezinteres total și nepăsare. Pacienta, prezentându-se cu aproximativ 15 minute înainte la CPU în travaliu, fiind refuzată, motivându-se că vor chema ambulanța. Un caz cu happy end, dar nu toate se pot încheia așa. Este postarea făcută de ambulanțier. Femeia nu ar fi fost primită în unitatea medicală din lipsă de locuri. Polițiștii din Ialomița au deschis dosar de cercetare penală pentru abuz în serviciu în acest caz. Citez: la data de 31 iulie anul curent, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Urziceni s-au sesizat din oficiu în urma imaginilor apărute în spațiul public privind o femeie care naște în curtea unei unități medicale. Faptele privesc săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu ca urmare a neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către personalul medical, a transmis luni IPJ Ialomița. Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a spus luni în cadrul unei conferințe de presă, având ca subiect acest caz, că, atenție, unitatea sanitară care a respins-o pe femeie nu avea nicio legătură cu Ministerul Sănătății, ci era un spital în subordinea primăriei din Urziceni. Cum adică? Cum este posibil ca o unitate medicală să nu aibă nicio legătură cu Ministerul Sănătății? Ministerul Sănătății nu este entitatea care gestionează întreg sistemul medical din România? Atât sistemul de stat, cât și sistemul privat? Cum este posibil ca o unitate medicală, indiferent în subordinea cui se află, să nu aibă nicio legătură cu Ministerul Sănătății? Dacă într-adevăr legea permite să existe unități medicale în România, care să nu fie subordonate Ministerului Sănătății, suntem terminați. Dacă în țara asta este legal să existe spitale și clinici de activitatea cărora să nu răspundă în niciun fel Ministerul Sănătății, atunci sistemul de sănătate din România este complet distrus și complet compromis. În altă ordine de idei, Constantin Sava, primarul din Urziceni, a spus luni despre femeia care a născut pe trotuar că, citez, nu știe de capul ei. Și într-o intervenție la Antena 3 CNN a atribuit întreaga vină pentru cele întâmplate medicilor de familie, despre care afirmă că iau bani cu lopata și nu înregistrează toți oamenii și toți bolnavii din localitate. Păi dacă primarul știe asta, de ce nu ia măsuri? Primarul n-are voie să se lamenteze că medicii de familie din localitatea pe care o gestionează nu își exercită corespunzător activitatea. Primarul este obligat să ia măsuri împotriva celor care nu își exercită corespunzător activitatea. Iar domnul primar Sava spune că va lua măsuri, dar, citez, rămâne să văd ce înseamnă ancheta internă făcută de oamenii domnului ministru și atunci vedem ce dispunem. Care anchetă făcută de oamenii domnului ministru? Nu ne spunea domnul ministru în conferința de presă că unitatea nu este subordonată ministerului, ci primăriei? Ba mai mult, nu ne spunea că unitatea nu are nicio legătură cu Ministerul Sănătății? Păi și atunci despre ce anchetă internă făcută de oamenii domnului ministru vorbim? Domnul ministru face anchete în unități care nu sunt în subordinea lui și cu care ministerul nu are nicio legătură? A, deci Ministerul Sănătății are atribuții în ceea ce privește unitatea medicală în cauză, dar aruncă vina de la unii la alții.
Pe de altă parte, singura măsură de luat într-un astfel de caz este demiterea managerului spitalului și înlocuirea lui cu un manager care găsește soluții pentru ca unitatea medicală să funcționeze corespunzător. Ori dacă este imposibil de găsit un manager care să găsească soluții pentru ca unitatea medicală să funcționeze corespunzător, atunci ea trebuie închisă. Ea, unitatea, trebuie închisă, pentru că ființând, dar neîndeplinindu-și menirea, face mai mult rău decât bine. Oamenii știu că au în localitate unitate medicală și când ajung acolo în situații critice, se trezesc morți, vorba ilustrei doamne Raluca Turcan. Și iată că de aceeași părere este și ministrul Rafila, care spune, citez, existența unei unități sanitare este pentru a acorda asistență medicală, nu pentru ca să existe pur și simplu. Implicarea autorității locale, inclusiv modul de selecție a celor care sunt manageri ai acestor spitale, cred că este foarte important. În niciun caz nu trebuie respinsă sau îndrumată o femeie care este în travaliu spre altă unitate medicală, pentru că riscurile, atât pentru mamă, cât și pentru copil, sunt mari, a explicat Alexandru Rafila, care din postura lui de ministru al sănătății se limitează la a explica în loc să ia măsuri. În același context, Rafila a mai spus că ar fi moral și potrivit ca managerul spitalului să-și prezinte demisia de onoare. Numai că managerul spitalului, numai că nici prin gând nu-i trece să-și dea demisia, mai mult decât atât, dă întreaga vină pe rudele femeii și exclamă, nu încercați să mă intimidați. Daniela Elena Ianuș, managerul spitalului Urziceni, susține cu un tupeu propriu tuturor cocoțaților pe pile în diverse funcții că angajații spitalului au procedat corect în cazul femeii care a ajuns să nască pe trotuar. Citez. O spus că are dureri. Asistenta de la CPU i-a înregistrat și apoi a sunat la salvare pentru că ei nu au linie de gardă pentru ginecologie. Rudele nu au dorit să aștepte ambulanța și au plecat. La poarta spitalului, gravida a început să nască. A venit ambulanța, iar membrii echipajului, în loc să o pună pe targă și să o ducă înapoi în spital, au moșit-o pe trotuar. După ce a ieșit bebelușul, i-a urcat în salvare și i-au dus la spitalul de urgență județean din Slobozia, a afirmat managerul spitalului pentru ProTV. Cu alte cuvinte, în viziunea acestui manager, acestei doamne, întreaga vină îi aparține personalului de pe ambulanță. Păi unde s-o ducă înapoi în spital dacă spitalul a sunat la ambulanță ca să o transfere la alt spital? Înapoi în care spital s-o ducă? În spitalul de unde a fost practic alungată? Și mai spune doamna manager, eu consider că ceea ce am făcut de 6 ani și jumătate în acest spital s-a făcut bine. Nu pot să vă spun de ce s-a întâmplat la Urziceni. Avem 2 echipe de control, urmează o anchetă. A spus managerul spitalului Urziceni, Daniela Ianuș, la Realitatea Plus. Întrebată de ce este suspendată activitatea la secția pediatrie până pe 15 august, directorul a răspuns, este suspendată pentru că 5 din cele 7 asistente ale secției sunt în concediu medical. Fac și eu o sesizare la Casa de Sănătate să verifice dacă aceste concedii medicale sunt reale sau nu. Avem 3 linii de gardă, chirurgie, medicină internă și pediatrie. Avem medici devotați care își fac meseria și care își depășesc competențele. Am mai spus aceasta. Întrebată dacă acei medici care și-au făcut meseria și-au depășit competențele seara trecută, aceasta a răspuns, da, nu sunt descumpănită. Vom face anchetă și vom vedea ce se va întâmpla. Nu am apucat să fac o anchetă internă, nu încercați să mă intimidați. Și a mai spus Daniela Ianuș, posturile au fost blocate prin ordonanță de guvern, avem deficit de medici. În România, nimeni nu răspunde pentru nimic. De fiecare dată când se întâmplă o situație, fiecare aruncă vina pe alții. Nimeni niciodată nu este de vină. Și întotdeauna, singurul răspuns pe care îl primește societatea este se va face o anchetă. Sau așteptăm rezultatele anchetei ca să putem stabili
ce măsuri vom lua. Și până la finalizarea anchetei, dacă se face vreo anchetă într-adevăr, atenția societății se concentrează pe alt subiect. Motiv pentru care nimeni nu mai este interesat de rezultate și de măsurile care s-au luat în urma anchetei. Sau dacă s-a luat vreo măsură. Și uite așa, de fiecare dată se face o furtună într-un pahar cu apă, presa se bucură pentru că timp de câteva zile are subiect, după care se așterne liniștea. Și fiecare revine la vechile obiceiuri și activități nestingherit și netras la răspundere. Și fără să fie pedepsit în niciun fel, nici chiar pentru fapte de natură să pună în pericol viața oamenilor. Și apoi ne întrebăm de ce nu se schimbă nimic în societate. Pentru că nimeni nu luptă în România pentru schimbare. Nimeni nici măcar nu solicită imperativ schimbarea. Românii urmăresc genul acesta de știri ca pe niște bârfe sau ca pe niște povești care pe ei, din punctul lor greșit de vedere, nu-i afectează în niciun fel. Nu ne gândim o clipă că mai devreme sau mai târziu toți vom depinde la un moment dat de acest sistem. Și deci dacă sistemul este viciat, fiecare dintre noi se află într-un pericol major. Am văzut la colectiv ce s-a întâmplat. Au ieșit câțiva oameni în stradă atunci, am dat jos un premier și ne-am limitat la atât. Dar problema nu s-a rezolvat. Nu s-a schimbat nimic. În România, în continuare, nu există spitale de arși care pot face față unei situații excepționale cum a fost aceea de la colectiv. Știm asta cu toții și totuși, de unde atunci era peste măsură de revoltată societatea românească, din acel moment nimeni nu a mai militat pentru rezolvarea acestei probleme. Noi suntem un popor care reacționează exclusiv emoțional, nu rațional. Motiv pentru care ne aprindem ca un foc de paie câteva zile, după care ne stingem și ne concentrăm întreaga atenție și toate emoțiile pe următorul caz. Atât timp cât societatea românească nu va înțelege că în democrație puterea chiar este a poporului și atât timp cât nu vom înțelege că în democrație singurii care pot face o schimbare suntem noi, lucrurile vor rămâne la fel. Vom rămâne în continuare același sat medieval în care totul și mai ales viața depinde de noroc. Atât pentru acum. Vă aștept și pe celelalte canale de YouTube ale mele. Aveți linkurile lor în descrierea acestui clip. Iar pe cei care nu v-ați abonat deja, vă invit să vă abonați și să apăsați pe clopoțel. La revedere!